Bună, vă salut! Păi am decis să fac acest filmuleț așa ca să mai deschid ochii bătrânilor răstură, care tot votează PSD-ul. Doar votanților PSD. Sunt și bătrâni, lucizi, normal la cap, care judecă pentru nepoții lor, pentru urmașii lor, pentru copiii lor. Vă place, mă, așa o țară? V-ar place? Frumos, cu autostrăzi, industrie, ai unde munci, salariu 1800, 2000, 2000 și 3000, chiar 4000, da, da, doctori, da, care au învățat carte, bravo lor, eu cu 11 clasă am devenit conductor de autotren, bine plătit în Europa. Bă, vă, nu vă este rușine, mă, rușine, mă, așa să vă certați copiii voștri. Bă, vă, nu ați simțit, mă, în așa 30 de ani la Revoluție, că țara merge tot înspre anii 50, înspre anii 40. Ne căcăm în fundul curții, ne căcăm pe unde apucăm. Glod, nu șosele, nu evoluăm deloc. Ne-au dispărut fabricile, ne-au dispărut uzinile. Bă, nu mai avem pur și simplu să muncim în România aia. Nu v-ați întrebat, mă, de unde au ăștia bani? PSD-iști ăștia de unde au bani? Sunt cei mai bogați oameni din țară, cu averi de sute de milioane de euro? Nu v-ați întrebat. Mă, provin așa din evul mediu, din familie, din regi, din prinți, din morții mamilor, cum să le mai spun, de-ți așa bogați? Nu, tati, provin din oameni muncitori, da? Dar au dat peste niște proști, o țară de proști, ăștia suntem, mă, și ne merităm soartă. Iar voi, bătrânii, vă supărați când vă jignim. Nu vreți să ascultați de tineret, bă, țara e tineretului. Uite, o să mă duc mâine, probabil, de la parcare și o să caut aici în Rotterdam un spital să vă prezint cum arată, frate, un spital. Nu ca la noi, te duci tăiat la degete, la spital, și ieși, frate, cu 7000 de boli din degetul ăla, din sângele ăla. Deci îți caci ficatul, îți caci stomacul, ei stafilococi, ei draci, ei laci. Păi nu se poate, frate, să mergem într-un spital din anii 70 construit, din anii 60 construit în Ceaușescu, din anii 70, un spital vechi de 60-70 de ani. Nu se poate, frate, să mergem în 2019, în 2019 pe drumurile făcute de Ceaușescu. Și taxe peste taxe. V-ați bucurat că v-au mărit, mă, salariile cu 20-30 de lei, v-ați jucat o leacă pe muzică populară, v-au dat 3-4 mici și o bere, o găleată, un pix, uloi, zahar, și voi ați votat PSD-ul, mă, toți spre distrugere, mă. La ce dracu mai lupta, mă, părinții voștri pe front? În războaie. Ca să ce? Ca să vă las o țară cu bogății naturale, cu păduri, cu tot. Înspre evoluție, da? La noi nu mai avem, mă, nimic, mă. Uite când vii, mă, prin munții, chei, mă, chei, numai 3-4 copaci în față, în spate ras, mă, mii de hectare, ras. Ras tot, mă. Drumuri pline de gropi, de murim pe șosele, de grup, când te ferești de o groapă și te duci dracu în copac. Nimic, mă, nu se face bun la noi. Da, trebuie lăsat tineretul, fraților, să conducă. Și justiția să fie la sânge cu ei, confiscat tot. Și de la pruncul cela cu țâță în gură care are moștenire la hoții ăștia, confiscat, mă, tot, mă. Tot și băgat în vestiria țării înapoi. Și haideți, dracu, să ne trezim la realitate, că în 20-30 de ani să evoluăm și noi, mă. Măcar să ajungem în 30 de ani cât ungurii, mă, cum au, ce au ungurii acum. Băi, măcar cât ungurii, mă. Dar haideți, dracu, să evoluăm. Noi mergem în jos, mă. Ce facem? Ne trezim și noi odată din prostia asta și din adormirea asta. E mai bună vodka? Și eu am fost, frate, boschetar și nu-mi plăcea munca când eram. Dar gata, ajunge. La muncă nu l-a întins mâna, dă-mi. Gata, pomenile. Băgați banii, dracu, în educații. Să băgăm, să facem, să deșteptăm lumea asta, popor. Spuneți, domnule, de ce nu veniți în țară să munciți? Pe ce, mă, să vin în țară să muncesc? Pe 300 de euro? Echivalent? Păi cu ce mi-i trețin, mă, familia, mă, cu 300 de euro? Că nici de mâncare n-ajunge un copil, femeie și bărbat. 300 de euro. Da, păi mai îmbracă-te, da, păi mai plătești taxe, da, păi mai pune motorină sau benzină la mașină. Dar ce fac, frate? Stau sclav? Pentru ca să furi alții și voi să votați hoță și eu să fiu sclav să vă muncesc pentru pensiile voastre și pentru pensiile și hoțiile lor nesimțite? Nu, frate, eu am curat spumâna pe pat, dar n-ai cu cine.
Dacă voi nu vreți schimbare, ce să fac? Ne luptăm câte unul aici colo cu ei. Stați, frate, mocirlă dacă vă convine așa. Mai spuneți, domnule, tineretul nu ne acordă respect, nu ne vorbește frumos. Pe cum dracu vrei, mă, să-ți vorbesc frumos când tu ești așa de prost și nu vezi cum când țara nu evoluează? Tu te duci în anii 50 când erai tu copil în glod și pășteai caprile și vacile. Da? Păi asta-i țară, mă, de 2019? Țară europeană? Da? Fără o fabrică, fără nimic? Fără spital, nimic? Măcar dracu să le dărâme pe alea să construiască din nou. Nu-ți mai facă altele să le iasă piața să le la renovat. Dar nimic nu se face în țara aia. De ce? Votați voi PSD, vă convine sclavi să fiți. Cu firmituri așa, să vi se dea 2-3 firmituri. Atât. În rest să băgați la mați, să căcați cât mânica la cojoc și din ea pot să vă doar în cur ce țară rămâne. Că voi mâni, poi mâni, puneți mâna pe chep. O întindeți. Raus. Dar nepoții voștri, mă? Ce țară, mă, mă lăsați, mă? Ce țară moșteniți, mă, nepoții voștri, mă? Idioților care sunteți. Nu gândiți deloc, gândiți cu stomacul. Că cam așa în creierul vostru cu antena 3 și cu tot. Acum puteți să mă criticați, mă, pați în cur.